Un tânăr de 22 de ani a murit după ce s-a aruncat în gol de pe acoperișul unei clădiri. Tragedia a avut loc în cartierul Vitan din București. Timp de 2 ore au încercat polițiștii să-l convingă pe tânăr să nu recurgă la gestul extrem, însă acesta nu a dorit să coopereze. Problemele din dragoste l-ar fi făcut să decidă să-și pună capăt zilelor. Vă avertizez că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Totul a început în jurul orei 10 dimineața. Tânărul de 22 de ani s-a urcat pe mansarda unui cămin din cartierul Vitan din București și a amenințat că se sinucide, fără să spună motivul pentru care vrea să își ia viața. În jurul orei 10:23 am fost solicitați prin apelul 112. La fața locului s-au deplasat echipaje de intervenție conform procedurii pe care o avem în vigoare. La ora 10:30 au sosit și polițiștii. 7 negociatori au încercat să-l convingă pe tânăr să nu recurgă la gestul extrem. La un moment dat, în urma discuțiilor, a solicitat prezența fostei lui prietene. Aceasta a fost identificată și găsită, adusă la scurt timp după ce acesta a făcut revendicarea, însă tânărul nu a dorit să discute cu tânăra. Tânărul nu a vrut să discute cu nimeni. De asemenea, a amenințat că se aruncă atunci când va vedea că se fac pregătiri pentru a fi salvat. Pe autoscară am reușit într-o oarecare măsură, fără să ne vadă și să-i distragem atenția, s-o calăm, nu vrea nici s-o calăm, că se aruncă. În dotarea ISU București Ilfov nu există o saltea care ar fi putut fi amplasată pentru a-i salva viața. În schimb, oamenii legii au găsit câteva saltele de pat pe care le-au amplasat fără ca tânărul să vadă. Dacă am fi avut, să vă răspund la întrebare, am fi avut o pernă la fața locului, nu o puteam amplasa deoarece aveam lângă clădire copaci și garduri și saltul lui a fost undeva la 10-15 metri față de clădire. S-am găsit în cămin accidental, s-au schimbat saltelele și am vrut în dorința noastră de a atenua un pic șocul în cazul unei căderi. Nu a avut un limbaj coerent. Colegii mei au încercat să poartă un dialog pe toată durata intervenției, dar din păcate acest lucru nu a fost realizat. La fața locului a ajuns și psihologul bărbatului, prietenul cel mai bun, dar și 2 prieteni apropiați. Nimeni nu a reușit să discute cu el. Din păcate, după 2 ore de negocieri, tânărul s-a aruncat în gol de la etajul 5. Era chiar pe acoperiș și toată lumea zicea că nu s-aruncă, că face la mișto și până la urmă s-a aruncat. Am împins așa în picioare și a căzut direct pe asfalt, lângă mașina aia de pompieri. N-a vrut să coopereze, n-a vrut să spună nimic. Dacă exista o fărâmă, o mică fărâmă, și scuzați-mi expresia dacă e nepotrivită, ca persoana să dorească să fie salvată, ca noi să simțim că puteam să acționăm. Medicii din ambulanța din spatele meu au încercat să-l resusciteze pe băiat timp de 10 de minute. Din păcate, după aproximativ o oră, acesta a decedat. Tânărul a fost abandonat de părinți și până la vârsta de 14 ani a fost în grija unei asistente sociale. A urmat studiile Academiei de Științe Politice, însă a renunțat după primul an, când a început să consume droguri. A renunțat la acestea, însă, cu ajutorul iubitei. Problemele sentimentale l-ar fi determinat să-și pună capăt zilelor. Tânărul lucra ca recepționer la o sală de fitness.